Vă spuneam că e un penalti care a devenit subiect național. Mihai Stoica de la FCSB la telefon a dorit să intervină. Bună seara! Da, chiar am dorit să intervin. Foarte scurt, că știu că aveți meci, da. Urmează imediat un meci. Voiam doar atât. Să vă citesc, durează 30 secunde. Da. Când se acordă lovitură liberă direct? Legile jocului. Deci vorbesc de legile jocului, legea 12. Zice așa. Neglijență este atunci, deci la neglijență sau la imprudență. Neglijență este atunci când un jucător dă dovadă de lipsă de atenție sau considerație atunci când atacă sau acționează fără precauție. Nu se impune sancțiune disciplinară, se impune doar lovitură liberă directă. Sau imprudență. Imprudență este atunci când un jucător acționează fără să-i pese de pericolul sau consecințele pentru un adversar și trebuie avertizat. Deci eu consider că ceva mai clar, de manual, de curs de arbitraj, neglijență, pentru că a dat dovadă, dialog, de lipsă de atenție. El nu a fost atent, nu l-a văzut pe... se uita după minge, bineînțeles că nu a avut intenția să faulteze, se uita după minge și a intrat în cresc. Cumva, cam avea cedează trecerea acolo, dacă vreți să o dăm în altă parte. Povestea a fost amplificată de declarația lui Vali Crețu, în care a fost de acord că a fost ceva șmecherie în felul în care a obținut el acest penal. Radu, Vali Crețu, de câte ori vorbește, trebuie să corecteze ceva ce a spus greșit în intervenția anterioară. Vali Crețu are... Asta mi-era teamă, că nu o să mai lăsat să vorbească. Sper să nu se întâmple asta totuși. Păi nu, că la noi nu facem așa ceva, că lăsăm... Okay. E democrație. Dar Vali Crețu acum vorbea și își prezenta scuzele lui Todoran, pe care l-a atacat complet aiurea, fără niciun... Asta e Vali Crețu, ce se face? Bine măcar că așa cum e el, haideți să vă spun ceva, se supără, nu se supără, asta e situația. La un moment dat a fost o discuție la un antrenament, acum vreo câteva zile, și vorbeam de vână a jucătorilor. Și am zis, vână, zice, nu de eu, nu-s vână, ci de vână a jucătorilor. Și cred că mi-a spus ăsta, s-a născut cu vână. Și el zice, da, păcat că n-am și minte. Și a arătat la cap. Deci ce să facem? El știe cum e el. Vă dau cuvântul de onoare, că am intrat în vestiar, dar vă dau cuvântul de onoare, că am intrat în vestiar și am zis, vezi ce declar, păi am declarat deja. Vă dau cuvântul de onoare, întrebați-l pe Crețu. Okay. Ce-i declaram? Când am auzit, s-a făcut rău, am ieșit, zic, asta este incredibil așa ceva, Crețu. Da. Okay. De-aia vreau să intervin. Da. Ok, da, părerile sunt aceleași, oamenii nu și le vor schimba, mă gândesc. Că... Păi nu și le vor schimba, dar e un penalti indubitabil, adică de două ori intră în piciorul lui. Da. Ok, mulțumesc pentru intervenție. Bine, numai bine. La revedere. O să mergem mai departe la meciul dintre Dinamo totuși, și Botez. De ce nu ar trebui să ținem coș de ce spune Adrian Porumboiu, apropo de întrebarea retorică? Eu Crăciunescu, nu, eu tocmai de aceea am că... citit-o. A fost și dumnealui arbitru internațional? Cred că nu e... Domnul Crăciunescu? Asta e opinia dumnei sale. Și este, e calificată. Noastră, dar nu înseamnă după că cum vedem... orice specialist are dreptate întotdeauna în domeniul în care activează. Da. Se întâmplă uneori... Da. Nu mai trecem peste asta. Da. Hai da. Să ținem cont de părerea lui Porumboiu. Oamenii care... Da. Da, păi, de-aia am și citit, de-aia am și spus despre opinia asta, că altfel, dacă n-am fi... Se m-a spăla pe mine, domnul Crăciunescu, că spun asta, nu, dar... Nu, că, nu. Fiecare poate să facă ce vrea. Aș și declarat că felicitările mele lui Adrian Mutu și Cristi Giambașu. Adică eu de-aia îi țin partea pentru că m-a felicitat. Și nu e de acord cu Edi Ionescu. Acum, da.